Datoria publică a României a trecut de 50% din PIB, este 50,1% din produsul intern brut, respectiv 706,5 miliarde de lei la luna februarie 2023. În aceste condiții, legea responsabilității fiscal-bugetare prevede că, atunci când datoria publică depășește 50% din PIB, guvernul trebuie să vină în cel mai scurt timp cu un plan de măsuri pentru reducerea datoriei publice raportată la produsul intern brut. Ca atare, în acest moment ne îndreptăm cu repeziciune către zid și guvernul nu face nimic, nu vine cu un program de măsuri. Dimpotrivă, guvernul PNL-PSD sunt preocupați de rotativă cine ce ministere preia. Între timp, finanțele țării se duc de rupă. Ce înseamnă asta? Adică cât ne costă pe an, să spunem, rostogolirea datoriei externe? Câte miliarde, zeci de miliarde? Și ce înseamnă din punct de vedere al împrumuturilor? Mai putem să ne împrumutăm la aceeași valoare în condițiile în care deja am trecut cu datoria publică de jumătate din PIB? Împrumuturile într-un an, în 2022, de exemplu, și în 2023, vor depăși 30 de miliarde de lei. Ca să ne dăm seama ce înseamnă 30 de miliarde de lei, înseamnă cam 30% din toate pensiile plătite în România într-un an, în 2023 respectiv, înseamnă cam cât se încasează la veniturile publice din impozitul pe profit, aproape tot atât se încasează și din impozitul pe venit, pe salarii și alte surse asimilate salariilor, înseamnă de vreo 5-6 ori cât ar putea plăti statul pentru masa caldă pentru toți elevii din România într-un an. Adică toți acești bani nu se regăsesc în economie, ci se plătesc pentru împrumuturi, pentru dobânzile aferente acestor împrumuturi. Aceste împrumuturi se rostogolesc, nu se achită, nu scade deloc acest procent, acest stoc de datorie. Cumva poate să scadă în mod relativ pentru că mai crește produsul intern brut, adică baza la care ne raportăm. Cât privește costul datoriei, este foarte mare și România se situează pe al doilea loc în Uniunea Europeană, după Ungaria, dar știm bine că Ungaria are o situație economică cu totul și cu totul special în această perioadă de timp, cu inflație de peste 20%, cu probleme economice și politice semnificative. Dacă România plătește undeva la 7-8% rata dobânzii, atunci țările nordice, țările baltice plătesc sub 3%, Germania, Franța, Letonia, Estonia. Și se riscă de a crește acest cu siguranță. Pentru că și cei care ne acordă aceste împrumuturi sunt îngrijorați de faptul că datoria crește, datoria publică, cheltuielile sunt de nestăpânit și guvernul nu vine cu niciun set de măsuri. De fapt, această rată dobânzii foarte ridicată arată exact lipsa de încredere a investitorilor în titluri de stat, în bonduri, în politicile guvernului. Arată o nesustenabilitate a finanțelor publice și, repet, este o situație critică care arată că România se îndreaptă cu mare viteză către zid și în aceste condiții vedem că guvernul nu face nimic. PNRR-ul, știți bine că suntem întârziați. Trebuia să avem tranșa a doua, cererea de plată finalizată. Nici măcar aceasta nu este finalizată. Trebuia depusă în septembrie anul trecut, s-a depus în decembrie. Trebuia ca în 2 luni, maxim 3 luni, să fie finalizată evaluarea și banii primiți. Dar guvernul a cerut acest mecanism stop the clock, să oprească scurgerea timpului până mai vine cu clarificări. Din păcate, nu au venit cu suficiente clarificări, iar anul acesta, deci trebuie să închidem plata a doua, tranșa a doua, trebuie să renegociem acest pachet în funcție de condițiile macroeconomice, trebuie să trimitem cererea a treia și a patra. Deci, foarte mult de lucru. Eu cred că în acest an România nu va primi niciun leu din PNRR, din păcate. Ați vorbit despre legea responsabilității fiscal-bugetare, care prevede că această datorie va mai crește, trebuie să înghețăm salariile din sistemul bugetar. Am făcut exact acest lucru, sau mă rog, și-au dorit să facă asta, dar mai apoi prevede ca, dacă va crește datoria, să înghețăm și pensiile. Cât de aproape suntem?
La articolul 13 din Legea Responsabilității Fiscal-Bugetare, Legea 69/2010, se prevede un plan de măsuri, se dau câteva exemple, dar guvernul poate veni cu un plan de măsuri. Să fie un plan de măsuri pe care să-l discutăm în mod deschis, în intern, cu toți factorii responsabili și de asemenea trebuie discutat și cu Comisia Europeană. Să nu uităm că România este singura țară din Uniunea Europeană care se află în această procedură de deficit excesiv din cauza deficitelor bugetare fabuloase din anii 2018-19, înainte de criză. De asemenea, cred că ar trebui ca și Consiliul Fiscal să vină cu o opinie asupra acestei situații în care datoria publică a trecut de 50% din produsul intern brut. Aici sunt multe discuții de raportare, numai că este foarte clar când datoria chiar și pe aceste cifre arată peste 50%, trebuie musai să iei măsuri. Lipsa măsurilor și preocuparea permanentă de împărțirea unor sinecuri și funcții la stat arată o totală neseriozitate și ne costă pe noi fiecare zi.